După ce au stat cu minți la coadă, vizitatorii nu și-au mai luat ochii de la exponate. Mircea Cantor a venit cu o colecție de 30 de titluri, fotografii, filme, desene și sculpturi. În 1999, lucrarea Originea Lumii l-a determinat pe tânărul artist plastic să părăsească țara și să se stabilească în Franța. Expoziția Quod Erat Demonstrandum conține și cel mai nou film semnat Cantor, Sic Transit Gloria Mundi, dar și o nouă serie de fotografii în care Monica Bârlădeanu sugerează arderea flăcării vanității. În câteva cuvinte, prima expoziție prezentată de Mircea Cantor în România este una a simbolurilor. E un moment trecător, ca și Sic Transit Gloria Mundi. Credeam că de fiecare dată e așa la MNAC. În fiecare 10 a lunii este un eveniment special care se creează și trebuie urmărit pentru că sunt surprize. Printre obiectele simbol am întâlnit și o casă maramureșană de dimensiuni reale. Intitulată Prag Resemnat, îi invită pe toți vizitatorii să mediteze pe tema strămutării, raportându-se critic la anii 80, când un număr impresionant de meșteri anonimi, artizani și artiști au dat formă puterii absolute prin înălțarea casei poporului. L'action que on voit ici, c'est une sorte magnète qui amène toute la vie culturelle de Bucarest. Sunt foarte bucuros că are și în București o expoziție în sfârșit. Printre invitații speciali care vor fi prezenți lunar la expoziție se numără și Andrei Șerban. După ce a primit premiul Marcel Duchamp la Paris în 2011 și a fost văzut în 2012 la Centre Pompidou, Mircea Cantor ne propune un an plin de simboluri și subînțelesuri la Muzeul din București. Este momentul culminant al vernisajului. Nu degeaba avem un român care a expus la Pompidou. Iată-l înconjurat de sute de români aici la Muzeul Național de Artă Contemporană. Pentru Televiziunea Română, Ioana Pavel.